Centrale și locale, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Am nespusă bucurie și onoare în același timp să vă spun bun venit la cea de-a noua ediție a concertului de colinde pe care protopopiatul Moinești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Moinești, îl organizează în această perioadă specială a anului liturgic, când fiecare dintre noi ne pregătim ieslea inimilor noastre pentru a se naște pruncului Iisus, Mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre. Concertul din această seară, intitulat sugestiv Prin colind uniți de centenar, se dorește a fi în primul rând un prinos de recunoștință pe care îl înaintăm sau îl dedicăm bunului și milostivului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra acestui neam, acestui popor care anul acesta, după cum bine știm cu toții, a împlinit 100 de ani de la făurirea statului național unitar român. În același timp, concertul din seara aceasta se dorește și un omagiu adus tuturor eroilor și făuritorilor Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. De asemenea, concertul din această seară se dorește a fi un îndemn, o chemare la solidaritate, la unitate pentru noi toți, cei care astăzi trăim într-o lume din ce în ce mai dezbinată, din ce în ce mai grăbită, superficială și de multe ori egoistă, îndepărtată de valorile morale, de valorile creștine. Și, nu în ultimul rând, concertul din seara aceasta este, dragii mei, un popas duhovnicesc, de unde putem privi, pe de o parte, frumusețea sufletului românesc, pe de altă parte, să privim strălucirea portului național tradițional românesc, dar mai mult decât atât, măreția proniei divine, măreția bunului și milostivului Dumnezeu, măreția actului kenotic al lui Dumnezeu, care se face om ca pe om să-l facă Dumnezeu după har. Înainte de a începe acest concert de colinde, vă rog să-mi permiteți ca în puține cuvinte, să îmi îngăduiți să mulțumi celor care au făcut posibil această seară, care o doresc din toată inima tuturor, o seară minunată. Și anume, mai întâi de toate, aș începe prin a-i mulțumi părintelui nostru, arhiepiscop Ioachim, cel care se va adăuga la un moment dat acestui public minunat, cum sunteți dumneavoastră, pentru că de fiecare dată de altfel ne-a acordat arhierească binecuvântare pentru a organiza acest concert. De asemenea, aș dori să mulțumesc Consiliului Local al Municipiului Moinești și Primăriei Municipiului Moinești, domnului primar Valentin Vieru, pentru susținerea acestui demers al nostru și buna colaborare în organizarea acestui eveniment. Mulțumim și unor sponsori, parteneri ai noștri de suflet, Pensiunii Mario, prin domnul Marian Andrei, apoi Societății Comerciale Betula Far, Societății Comerciale Fitco SRL, CAR, CFR Comănești și, nu ultimul rând, aș dori să mulțumesc Complexului Parc Pini din Moinești, domnului Dan Popoi. Tuturor putem să-i și aplaudăm, pentru că, datorită lor, repet, în seara aceasta vom putea fi martori la un eveniment, spun eu, cultural de excepție,
și o să vedeți că nu spun vorbe gratuite. Acum vă rog să îi invit aici alături de mine pe cei care vor prezenta concertul din seara aceasta. Este vorba de domnul Dragoș Ianuși și doamna domnișoara Andreea Monea. Pentru cei care urmăriți postul de televiziune Trimitas TV, ei sunt prezentatorii știrilor jurnalului de seară ai acestui post de televiziune. Sunt pentru prima dată la noi, așa că vreau să primesc cu aplauzele tuturor. Mulțumesc! Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemeni oglindelor. Preacuvioși și preacugernici părinți, stimate autorități, dragi invitați, bine v-am găsit la concertul Prin Colind, Uniți de Centenar, organizat de Protopopiatul Moinești și Primăria Moinești. Suntem Andreea Monea și Dragoș Ianuși. Colindele fac parte din identitatea noastră națională, culturală. Ne reprezintă, ne aduc împreună, ne alină dorurile și ne cântă bucuriile. Vă invităm așadar să simțim românește curat și frumos, ca acum 100 de ani, într-un concert deosebit. Colindele sunt cântecele de leagăn ale poporului român pentru pruncul Iisus. Sunt tot atât de vechi ca și neamul. Sunt poduri simbolice între generații. Secol după secol, an după an, acest neprețuit tezaur a crescut, s-a îmbogățit pe măsura dezvoltării neamului care l-a ctitorit și l-a străjuit ca pe visteria sufletului și a cugetului său. Le prețuim și le vom prețui pentru că tot ce a moștenit de la strămoși este sfânt și înălțător. Pentru că așteptarea Crăciunului este cel mai potrivit prilej de a transmite gânduri frumoase celor din jur, corul Laudamus al Liceului Teologic Ortodox Episcop Melchisedec din Roman vă întâmpină în această seară cu căldura colindelor care sperăm să vă cuprindă sufletele, să le înalțe și să le umple de bucuria nașterii Mântuitorului Hristos. Liceul Teologic Episcop Melchisedec din Roman deține o tradiție de excepție a cântecului coral, al cărui filon de excelență este conferit de suita de premii obținute în cadrul Olimpiadelor Naționale Corale pe parcursul ultimilor 26 de ani. La conducerea muzicală a corului Laudamus, format din elevii seminariști, se află maestrul Gheorghe Gozar, adevărat formator de caractere și deschizător de orizonturi culturale noi pentru ucenicii săi. Într-o liniște, pace și mângâiere sufletească, membrii corului Laudamus vor deschide seara colindului sfânt și bun cu piesele În seara de Moș Ajun, În ieslea din Betleem, Lerui Mărului și Moș Crăciun. Doamnelor și domnilor, merită încă o dată aplauzele noastre, elevii seminariști. Oh!
născut pe fârm uscat, de îngeri înconjurat, Mesia, Mesia. S-a născut pe fârm uscat, de îngeri înconjurat,
Cântarea îngerilor în ceasul sfânt al nașterii pruncului Iisus este cea care le-a insuflat oamenilor bucuria de a duce mai departe această minunată veste. Nu prin cuvinte meșteșugite, nu prin meșteșug oratoric, ci tot prin simplitatea cântului pe care poporul nostru l-a asimilat sub forma aceasta unică a colindelor. Îngerul păstorilor a strigat, astăzi s-a născut Hristos și mari ninsori sunt colindele pe care le va interpreta în minutele următoare. Corul Laudamus. Corul Laudamus.
teologic roman, o să vă aducă un colind în care dumneavoastră veți regăsi o imagine complexă a zilelor noastre, a prezentului, a sufletului nostru românesc. Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroase a sărbător de iarnă, spunea Adrian Păunescu. Dar noi, sori pe noi să se aștearnă, să miroase a sărbător de iarnă, braze tem să lumineze veacul, mama să frământe cozonacul, pe pământ să râdem la mirese, adune neamuri pe la mese, și când vine frigul cel mai mare, noi să ne încălzim la sărbătoare. Marmisori pe noi să se așeagă, să miroase a sărbător de iarnă, peste toate, în vacanța păcii meritate. Și azi e greu și prea s-au strâns dezastre, să sfânteze dreptul vieții noastre. Azi a lumii ziata vieste de iarnă și să-i
lumea peste toate. În vacanța păcii meritate. Și cu apă doși,
Se aplaudă încă o dată pe membrii corului Laudano și am văzut dumneavoastră în ziua de Cozna. Crăciunul este sărbătoarea care ne aduce colinde și ne apropie unul de celălalt. Să fim deci colind unul altuia și, așa cum ne îndeamnă titlul acestui concert, să fim uniți de centenar. Avem nevoie de unitate, poate mai mult ca oricând. Dar unitatea nu poate fi un proiect pe un birou, ci pentru a fi cu adevărat unitate, ea trebuie să fie o stare de spirit. Avem nevoie de unire în Duh, iar pentru aceasta trebuie să adâncim în noi credința, dragostea și valorile acestui neam. Următorul invitat al acestei seri întruchipează această chemare la o altă stare de spirit. Soție de preot și promotoarea folclorului românesc reprezintă cu cinste nordul Moldovei. Mereu cu zâmbetul pe buze, Iustina Ilimia Cenușă, căci despre ea este vorba, știe să se bucure și să-i bucure pe ceilalți și știe să mângâie prin cântec. Crede în Dumnezeu, în oameni, în talent și în muncă, iar frumusețea înseamnă pentru ea bucuria de a fi cu ceilalți. Pictează icoane în dorul de sfinți, cântă de mică, păstrează în suflet inocența copilăriei și le dă prin cântec trăirile românilor. Și ce frumos, spune ea, România mea are zile bune și zile mai puțin bune. Are zâmbete și lacrimi, are glas și câteodată are tăcere. În această seară însă glasul Iustinei va vesti nașterea Mântuitorului Hristos. Asemenea veșmintelor tradiționale, specifice fiecărei zone a țării, în cântarea colindelor găsim dintr-o dată unitatea de credință și creativitatea artistică bogată a sufletului românesc, mărturisitor al dreptei credințe. Colindele ei sunt un îndemn la bunătate, facere de bine, ospitalitate, cinste și omenie, eroism și dragoste de țară, dorința de prosperitate și armonie socială. În minutele următoare, Iustina Ilimia Cenușă va interpreta colindele Bună seara, gospodari, Noi umblăm și colindăm, Colosus la răsăritul, Copile cu oxenini, O Iisuse dulce, Valerom și Flori de măr. Iustina Ilimia Cenușă. Oi da, Doamne, Thank you.
auzit să cânt și pe această cale le salut și pe colegele mele, fetele din Botoșani, pentru că cântăm și acest colind împreună și aduc cumva din Botoșani și gândul lor cel bun. Dar să știți, dragii mei, că în colindă nu se cântă așa de unul singur, cum spunem noi. Colindul se face încete în grupuri de oameni care merg de la casă la casă și vedesc nașterea Mântuitorului Hristos. De aceea, în continuare, voi avea nevoie și de dumneavoastră să cântăm împreună. Ce spuneți? Ne înghizuim? Colindul următor e foarte ușor. Eu îmi scot așa și instrumentul. Iar la dumneavoastră, pe dumneavoastră vreau să vă rog să cântați cu mine doar refrenul care spune așa. Mărului, 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 mărului. Ia să vedem dacă știm, dacă merge. Două, trei și... Mărului, 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 mărului. Mai tare, așa. Știți cum îți merge la colindat? Facem și un colac, și un măr. Ia să vedem dacă primim colac în seara asta. Mai tare. Mărului, 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 măr. Noi umblăm și colindăm, fii la casă mari umblăm, mărului, 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 măr, mărului, 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 măr. Dau boierii rus acasă, nu Sfinției sale ne-a dat ocazia de a ne reîntâlni. Și mulțumim frumos pentru acest prilej. Ne iertați un pic așa, metru cu... Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, în care am făcut parte și pe care mă leagă amintiri frumoase.
Și următorul cuvânt spune așa. Colosus a răsărit tu. Sfârșire.
nici păstori să-ți cânte lin. Copilule, cu ochi senini, tu iarăși vii printre și ne prind.
preceasnă au avut menirea de a ne aminti de coliba sufletului nostru, pe care, mai ales în prag de sărbătoare, ar trebui să o curățăm și să o păstrăm cât mai mult curată. Dar acum ne întoarcem la folclor și la dorulețe. Și spunem așa. Bună seara, gospodarul Valeron, șeftor de măr, ia sculat în astăzi seara, Valeron, șeftor de măr, ia sculat în astăzi seara, Valeron, șeftor de măr, și mai stați la plin de gheală, Valeron, șeftor de măr. Noi umblăm și colindăm, Valeron, șeftor de măr, pe Hristos îl căutăm, Valeron, șeftor de măr, din seara. N-are rol, n-are mască și pe ea tot omul lumii.
e chemat să o primească. Steaua, sorcova și capra, plugușorul și ajunul le vor învăța copiii. Nu le va uita niciunul. În colindă, cel puternic și cel sfânt este cuvântul. Cum unește într-o noapte omul, cerul și pământul. Noi prea multe ale noastre le-am pierdut la cotitură. Prin colindele acestea revenim la starea pură. Ca într-o stampă din răstimpuri, pe la geamuri, sunt copiii și ies oamenii la ceruri cu toți morții și toți vii. N-am murit ca neam al lumii în vreo clipă viforoasă, cât colindele răsună, cât copiii sunt acasă. Cum și astăzi ne întoarcem și pe pruncii vom deprinde, să nu uite niciodată oameni, țară și colinde. Vin copiii să dezlege din obraji fantasme roșii, hai, primiți-i cu colindul, către sară miei strămoșii. Și colindul semn heraldic și cultură mișcare, că prin el deschidem firea și că spiritul nu moare. Și în sufletul prielnic, pentru fapte osebite, clopoții pun în soare, cerul florile-și trimite. N-a murit colindul nostru. Se mai poate, se mai poate. Lerui ler, florile d'albe, la mulți ani cu sănătate. Come on.
Născut într-o comună din Țara Moților, Nicolae Furduiancu este fără îndoială un exponent demn al acestei regiuni încărcate de istorie și de un profund folclor românesc. Om de o fină valoare artistică și sufletească, Nicolae Furduiancu este un simbol al folclorului românesc. Cu vocea puternică, minunat timbrată, a cucerit lumea. Prin repertoriul său deosebit, deschide suflete și pictează zâmbete. Îl invităm în scenă pe unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară, Nicolae Furduiancu și formația Crai Nou. Noaptea a venit
ești cu flori domnești, florile d'alb. Flauși cu flori de rus, florile d'alb. La obloace usuioace, florile d'alb. La obloace usuioace, florile d'alb. Peste masă crucei trasă, florile d'alb. Peste pan crucei e brav, florile d'alb. Iar la masă cine șede, florile d'alb. Șede gazda ce frumoasă, florile d'alb. Cu-n pahar de vin în mână, florile d'alb. La civil la toți le închină, florile d'alb. Și-n ce mână busuiocu, florile d'alb. Să aibă gazda norocu, florile d'alb. Și pământul l-a făcut, și cerul l-a ridicat, Domnului, Doamne, mântui cerul pododit, tăt cu stele mărunțele, Domnului, Doamne, și cu luna printre ele, și nici locul cerului, eu, Domnului, Doamne, scrise-i mâna Domnului, eu, cea direaptă și-o găleată, Domnului, Doamne, și-n găleată busuiocul, busuiocul fetelor, Domnului, Doamne, mărul roșu junilor, și crucea bătrânilor, Domnului, Doamne, și crucea bătrânilor.
Să vă mulțumim.
Când e sluța oilor, oii vine la pădaur, coarnele ne sură, vine, vine moș Crăciunul, vine, vine moș Crăciunul, ca să ne Oh,
berbece. Dai-o că-s mai siginaș, dai-o că-s mai siginaș, tătio-i duce preotricaș, tătio-i duce preotricași, că așa-ni rânduiala, că așa-ni rânduiala, să ne plăcim zeciuiala, să ne plăcim zeciuiala, că așa-ni scris în lege, că așa-ni scris în lege, să plătim una din zece, să plătim una din zece. Doamne împărate sfinte, Doamne împărate sfinte, primește și-a noastră cinste, primește și-a noastră cinste, primește-o și de la noi, primește-o și de la noi, că suntem păstori de oi, că suntem păstori de oi. Este a lui Hristos.
masa opus la nonte pana mare și le-au le-a binecuvântat la nuntă Cana Galilei. Apare vine s-a preschimbat la nuntă Cana Galilei. Atunci toți au cunoscut la nuntă Cana Galilei că Mesia s-a născut la nuntă Cana Galilei. Pentru primirea frumoasă pe care ați făcut-o colindătorilor din Alba. Să fiți sănătoși, să fiți voioși, mai ales de sărbători. Vreau să mulțumesc protopopiatului Moinești pentru această invitație. Să mulțumesc primăriei pentru implicare și să vă mulțumesc dumneavoastră că în seara aceasta suntem împreună și pentru mine este o mare bucurie, mai ales că era să n-ajung la dumneavoastră. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat să ne întâlnim. Deci mulțumim pentru modul cum ne-ați primit cu colinda și vom trece în partea a doua să amintim și de anii aceștia pe care am petrecut împreună noi și înaintașii noștri, cei 100 de ani, de fapt noi am petrecut împreună mii de ani. Dar 100 suntem chiar împreună și sper să dea Dumnezeu ca viitorul să ne aducă veșnicia împreună. La mulți ani tuturor! Să mergem la război. 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 Să
oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Eram regimente române, Moldova, Muntenii, Ardeal. Firească unire cu patria mare, ne-a fost cel mai scump ideal. Aceasta-i povestea Ardealului nostru și-a neamului nostru viteaz. Istoria-ntreagă cu lupte și jerte trăiește unirea de azi. Istoria-ntreagă cu lupte și jerte trăiește unirea de azi.
sem iar biruitor. Ostași din batalionul dar nu ne mai întoarcem toți, avem răniți, avem și morți. Avem răniți, avem și morți. Și alții nu s-au mai întors. Ne-ntoarcem iar biruitor. Ostași din batalionul noi, noi cazemate am sfârmat din fier și din beton armat. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Când am luptat, când am
cerem, țara să ne apere. Vrem la ruși stejară, n-o mai fi cum vrea dușmanul. Pune-n umăr doi cu doi și-o mai fi și cum vrem noi. Pune-n umăr doi cu doi și-o mai fi și cum vrem noi. Sarea dealule bătrâne, s-ai s-ai cu bravi românași. Săriți și voi șapte sate, ca șapte și șapte, să se audă Chișinău, că și acolo-i neamul meu. Nu uita că ești român,
că rădăcina ta de viacuri stă înfiptă în obor și nu o poate smulge un viscol trecător. Pe la noi au vântuit mii de băgări, dar am rămas totuși aici, în veci stăpân. Am mai venit o vreme grea. Nu e nimic, vom aștepta că vine soare după ea. Nu uita că ești român. Noi suntem răveni, noi suntem aici de veste.
Noi suntem români, noi suntem aici, Elveci, stăpâni. Renovei
românească. Concertul prin colind, uniți de centenar, și-a propus să aducă zâmbetul pe chipul unor oameni încercați în această perioadă și cu greutăți financiare. Vorbim despre familia Aduchiței Petrică și Nicoleta. Au 4 copii, 2 majori și 2 minori. De 3 ani au fost deconectați de la rețeaua de gaz și energie electrică, iar suma necesară pentru reconectarea și achitarea debitelor restante este de 3.800 de lei. Singura sursă de venit a familiei este ajutorul social. Copiii lor fac naveta zilnic 7 km de la casa bunicilor până la școala din Moinești, școala George Ienescu. Chiar și în aceste condiții trebuie să spunem că fetița Ioana din clasa 4-a beneficiază de bursă de merit, a fost selectată pentru programul de excelență din școală și este înzestrată cu o voce extraordinară. La ieșirea din sală, la finalul concertului, vă puteți manifesta sprijinul donând pentru familia Aduchiței Petrică și Nicoleta. Concertul din această seară nu este doar un spectacol al colindelor, ci și o mărturie a identității noastre naționale. Este o lecție de istorie și un motiv de mândrie pentru că trăim într-o țară atât de frumoasă și bogată în tradiții, obiceiuri și în oameni de valoare. Mulțumim cu această ocazie celor care au făcut posibil organizarea acestui concert și îl invităm alături de noi la cuvânt pe domnul primar Valentin Vieru. Bună seara, vă spun și eu, în numele meu, dar și în numele tuturor moineștenilor. Iată că în 9 ani la rând am reușit să realizăm acest concert dedicat tradițiilor și sărbătorilor de iarnă. Acest lucru împreună cu partenerul nostru, Protopopiatul Moinești, cu sprijinul părintelui Protopop Costel Mareș, căruia îi mulțumesc, dar și cu binecuvântarea Înalt Preasfinției sale, Arhiepiscopului Ioachim Băcăoanu, care, având unele probleme, nu a mai putut ajunge. Dar îi va transmite părintele mesajul meu, mesajul dumneavoastră, să-i mulțumim pentru binecuvântare și știu că are sufletul mereu alături de moineșteni și de comunitatea Protopopiatului Moinești. Aș vrea să salut câteva oficialități prezente astăzi aici, să le mulțumesc că răspund mereu prezent la evenimentele noastre și aș începe cu domnul Viorel Ilie, ministru și senator, cel care în urmă cu 9 ani, împreună cu părintele Protopop, a inițiat acest concert și iată că a dăinuit în cei 9 ani și îl continuăm și noi cei care astăzi suntem la conducerea primăriei, eu, primar, viceprimar și Consiliul Local. Vă mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc! Iar chiar,
Aș vrea să spun că în urmă cu o săptămână, la Alba Iulia, a avut loc ședința de guvern și primul moineștean care a participat și singurul la împlinirea la 100 de ani, la centenar, la Alba Iulia. De asemenea, mai avem aici un domn deputat care mereu vine la evenimente, răspunde invitației, domnul Ionel Palăr, de la Bacău, dar are sufletul la Moinești și copiii născut la Moinești. Avem alături și primarii din vecini și aș începe cu o doamnă, pentru că este alături de noi doamna primar Diana Albu de la Poduri, domnul primar Constantin Toma de la Dărmănești, domnul primar Sebi Alexandrescu de la Solonț, cu sufletul sunt și ceilalți vecini ai noștri, și domnul prim-procuror de la Dinicot București, domnul Felix Gorilă. De asemenea, să mulțumesc Consiliului Local, care a fost parte în acest concert printr-o contribuție substanțială, prin aprobarea acestei sume care a susținut acest concert. Să mulțumesc tuturor conducătorilor instituțiilor publice prezenți aici în sală, directori de licee, școli, spital, poliție, ceare pensionari, judecătorie, jandarmi, pompieri. Sunt mereu prezenți la evenimentele noastre și le mulțumesc. Și n-aș vrea să fie această mulțumire de final de an, pentru că mai avem câteva evenimente și mai înainte anunțau cei de pe scenă de lângă mine de o familie nevoiașă care, într-adevăr, la blocul în care stau, în apartament, nu mai au lumină, nu mai au apă, părinții sunt beneficiari de ajutor social și ambii sunt bolnavi. Mai realizăm un concert, ca în fiecare an, pentru a-i ajuta pe acești copii nevoiași, pe acești copii, pe de o parte, și pe de altă parte, pe acei copii care excelează, copii care ne-au dus și au promovat numele municipiului Moinești. De aceea, vă invit pe toți pe data de 18 decembrie, marțea viitoare, la un nou concert aici susținut de un grup de 4 tenori, grup care a fost în finala X-Factor, și cred că puținul care îl vom da fiecare pe bilete și puținul care îl vom aduna astăzi, să reușim să branșăm acea locuință din nou la utilități, să reușim să ajutăm acești copii pentru a-și continua, așa cum vă spuneau și dumnealor, sunt în fruntea claselor, au rezultate deosebite. De asemenea, să vă invit pe 27 decembrie, când are loc Festivalul de Tradiții. Știm cu toții și aceea este o tradiție pe care o respectăm și va avea loc pe data de 27, începând de în zona gării, cu acea defilare pe centru și cu toate trupele și toate trupele vor urca pe scenă pentru a promova tradițiile, costumele și tot ceea ce mai avem mai bun în această perioadă de iarnă. Dar pentru că suntem în an centenar și astăzi și în luna decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, din decembrie 1918, dați-mi voie să adresez și eu dumneavoastră tuturor și celor care le transmite dumneavoastră un mesaj, să fim mai buni, să fim uniți, să uităm, să dăm uitării, ura, patima, neîmplinirile și să punem cu toții umărul, să dezvoltăm această comunitate, că acesta este interesul meu, al Consiliului Local și cred că și al dumneavoastră tuturor. Eu vă adresez și azi multă sănătate, fericire și căldurosul la mulți ani, dar aș vrea să fiți prezenți și să fim alături de acea familie, să fim alături și pe 27 decembrie și să fim alături de aici încolo tot timpul. La mulți ani români, la mulți ani români! Îl invităm alături de noi pe Părintele Prorocop Costel Mareș, care ne va transmite cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Dragii mei, așa cum amintea și domnul primar, din motive binecuvântate, din păcate o comunitate din Ploieria s-a scut și a pierdut zilele acestea păstorul și în prezența sa a trebuit să fie alături de cei care sunt îndurerați zilele acestea. M-a rugat să vă transmit un Crăciun binecuvântat, cu pace și bucurie în suflet și noul an în care nu peste mult timp vom intra, să fie cu mai multă lumină și cu mai multă căldură în suflete. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru participare și în nume personal vă doresc de asemenea un an binecuvântat, sărbători fericite și luminate, cu pace și bucurie în suflet. Mulțumesc și celor doi prezentatori din seara aceasta, lui Dragu și Andrei, pentru profesionalism și pentru faptul că ne-a bucurat cu prezența lor aici la Moinești, repet, o dată pentru ei în orașul nostru.
mulțumim tuturor. Dumnezeu să ne ajute. Fotocopiatului din Moinești, dar și artiștilor care au urcat în această seară pe scena Centrului Cultural Mira, doamnelor și domnilor, concertul de colinde, prin colinde, uniți de centenar, a ajuns la final. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim gazdei noastre, Centrul Cultural Lira din Moinești, organizatorilor acestui concert, Protopopiatul Moinești și Primăria Moinești, dar și sponsorilor și partenerilor evenimentului, Pensiunea Mario, Complexul Parc Pin Moinești, SC Betula Farm, SC Fit Coserele Moinești, CR, CFR, Comănești. Mulțumim încă o dată. Aplauze, vă rog. Vă dorim să vă fie binecuvântate de Dumnezeu. La mulți ani!